Andreea a rămas imobilizată într-un cărucior cu rotile de la vârsta de patru ani, iar o simplă plimbare prin municipiul Târgu Jiu este un adevărat chin. Și asta pentru că nu sunt trotuare cu rampă, iar cele care sunt, spune Andreea, nu pot fi folosite, așa că are nevoie constant de ajutorul mamei. Nu există rampe de acces foarte multe și care sunt, sunt foarte abrupte și dacă nu ai însoțitor, priști să cazi efectiv. Să nu mai vorbesc despre privirile oamenilor care, în loc să te ajute, văzând că nu mai ai accesibilitate loc și așa, stau și se uită sau filmează sau merg mai departe pur și simplu. Și Filip este revoltat pe șoferii care ocupă abuziv locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap. Dă mai multe ture pe aici prin cartier, oricum este aglomerat orașul. Din păcate s-a făcut o felul de sesizări. Atunci când s-au făcut, a venit poliția locală, n-au mai parcat o zi, două, apoi același mașini din cartier. La nivelul județului Gori sunt peste 12.000 de persoane cu handicap. Am văzut, de exemplu, rampe de acces la primării, la spitale, la anumite instituții de interes public, dar, pe de altă parte, am mai văzut, de exemplu, și lipsa unor rampe, eu știu, la anumite bănci, la farmacii, sau sunt foarte abrupte, sau alte clădiri, de exemplu, care sunt vechi și atunci când au fost modernizate probabil nu s-a ținut cont de faptul că a trebuit să fie făcută și o rampă accesibilă pentru persoane cu dizabilități. Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Gorj face periodic controle pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate. Unele instituții au primit și amenzi sau măsuri de intrare în legalitate.